La Botoșani, o tânără de 25 de ani a murit în maternitate după ce timp de 7 ore nu a primit nicio îngrijire medicală. Tot la Botoșani, o mamă a fost pusă să aștepte toată noaptea ca să nască, pentru că medicul de gardă a refuzat să preia cazul, iar cel care a supravegheat sarcina nu era în spital. O altă femeie a fost îngrijită de colegele de salon până dimineață, fiindcă nimeni nu voia să-i facă un curetaj. La Urziceni, o femeie de 24 de ani a născut pe trotuarul din fața spitalului, unde nu a fost primită din lipsă de locuri și pentru că nu exista un medic ginecolog de gardă. Tot acolo, un bărbat de 32 de ani a fost consultat și trimis acasă, unde a murit imediat. La Prahova, un medic de la spitalul din Urlați a cusut în piciorul unui tânăr mânerul de la frâna de bicicletă și apoi a fost trimis acasă. La Dâmbovița, jumătate din medici sunt pensionari și au între 70 și 75 de ani. La Dolj, un pacient internat în spital a fost declarat decedat, iar familia a fost anunțată să ridice corpul de la morga. Omul nu decedase însă. La Roman, un bărbat a fost găsit mort între schelele montate pentru renovare. Se presupune că în timpul unei tentative de deplasare sau a unui moment de dezechilibru, bărbatul a căzut de la etajul 1 al clădirii în construcție, unde se desfășurau lucrări de renovare. La Vatra Dornei, un bărbat de 28 de ani a murit la spitalul municipal după ce a ajuns acolo cu o simplă lovitură la cot. Ca să fie angajată ca asistentă medicală la spitalul din Craiova, secția ginecologie, acum 10 ani șpaga era de 7.000 de euro. La spitalul municipal Caracal, managerul, directorul financiar și contabil și directorul medical sunt acuzați de abuz în serviciu și falsificarea unor documente prin care instituția ar fi obținut fonduri europene în valoare de 740.000 de lei. Filmări și înregistrări cu asistentele sau doctorii care țipă la pacienți sunt găsite peste tot în mediul online. La Buzău, un așa zis doctor a țipat la mine comportându-se ca un bădăran pe holurile spitalelor. Acestea sunt doar câteva. Fiecare din noi cunoaștem cazuri la fel de grave sau poate chiar mai grave decât cele menționate. În tot acest timp, nu există român care să nu aibă cunoștință de șpăgile care pleacă din buzunarul pacientului către doctor. Cu salariile mărite, sub oblăduirea directorilor și managerilor puși mereu politic, există mulți doctori care tratează cu dispreț și dezinteres de multe ori pacienții care nu dau plicul înaintea consultului. Și totuși, cine se face vinovat? Cum de-am ajuns astăzi aici? Ce putem face și ce stă la baza schimbării în această situație? De ce postul de director sau manager al unui spital este de cele mai multe ori ocupat de membrii partidelor care guvernează România? Scopurile murdare ale politicienilor care ne conduc de 33 de ani ne costă viața. Acest lucru nu mai poate continua.